Stăm de vorbă cu domnul Rus Gheorghe, cel care este vărul lui Rus Gavrilă, cel care în dimineața zilei de 5 februarie 1956, împreună cu Gheorghe Pașca, au fost împușcați de către trupele securității pe Valea Bichigiului, pe izvor, la poale muntelui Țibleș, în apropierea casei unchiului dumneavoastră Rus Mihăilă. Aș vrea să ne vorbiți un pic despre Gavrilă. Despre Gavrilă, care știu că vă era văr, și despre cum a ajuns el să fie colaborator al lui Pașca în această perioadă. Gavrilă a fost dus în armată la canal, fiind în loschia buri de comunist, Partidul Comunist, la un moment dat i-a dat un concet. În timpul concedului a fost o nuntă al majordomului Costan în Telciu. Gavrilă s-a dus la nuntă în Telci, de acolo a venit pe Fiezăr. Noi am coborât în iarna aia acolo cu oile din măguri și până la două noapte așa au bătut câinii. O ieșit un ceașul din colii, bătut și vine un om pe drum, în sus. Și Pașca a luat pușca, s-a dus înapoi a colibii și când a fost în dreptul colibii, au strigat, tată, au zis, băi, George, hai. Dar Pașca s-a aflat cu dumneavoastră atunci, da, în colibă? Da, împreună cu Mihăilă? Da, cu mine și cu Mihăilă, unchiul dumneavoastră. Da, tatăl lui Gavrilă. Și o zis, zice, nu, au venit acolo, nu, noroc, nu, care-i baiul? Și tatăl, eu nu mă mai duc înapoi, că m-au șufulit și-o bătut joc de mine, urmă bag sub tren, urmă spânză. O zis, Pașca, hai cu mine, că nu durează un jumătate de an mult, un an, doi, și vin americani și se întorce, să duc comuniștii înapoi în Rusia. Uite cât a durat. No, de acolo ne-am mutat, după ce am gătat fânul, s-a dus o mătă în Valea Rodomnin. Din Valea Rodomnin ne-am... Asta unde este valea asta, dacă ne-ați putea spune? Păi tot acolo, către Fiezăr. Am venit pe izvor primăvara cu ele și acolo am fat în Valea Ră și au făcut un bungăr din ceatră, l-o zidită rotă. Pașca? Da, Pașca cu Gavrilă și un ceașul, tot. L-au făcut din ceatră să nu străbată glonțul. Asta era în apropierea casei unchiului dumneavoastră? La 200 de metri de la casă. Două, așa. Trei, nu-i mai mult. Doar te duc până la el. Și odată armata de el s-a mutat. Când odată armata? Nu știți? Vara. Vara? Vara. Când a fugit Teodoră, scrie în acte. Vara odată de ei și s-a mutat. O băgat în grajd, a fost un pluton de securitate. Post-capcană, ziceți, da. În șura unchiului dumneavoastră, Mihail Rus. În podul grajdului. În podul grajdului. O stat un pluton de armată. Securitate. Da. O stat o vară, dată vară. Și pe urmă, de toamnă... După ce au descoperit primului bunker, au făcut post de, post de pândă, capcană. Da, da, după aia. Și pe urmă, ei au dispărut, nu au mai venit pe acolo, că au fost informați, nu au mai venit. Când a fost toamna, ei stătea în niște tufe, făcut corturi, nu au mai venit. Știi că, dar ei nu au venit pe acolo. Unde, în ce zonă stăteau? Da, acolo, tot aproape acolo de casă, voi arăta eu. Așa. Locul. Și atunci, iarna, l-a chemat, lucra la metări acolo Ștefan Alexa, informatorul securității. Era și văr, am înțeles. Dar verde în frat. Verde în frat. Da? Mama lui Alexa Ștefan și cu tata lui Urusion, tata lui Neailă, o fost frați. Dar eram informatori securității. Și s-a dus, i-a dușe banii, el i-a ajutat la metere, i-a dus, atunci, duminică, a venit Gavrilă s-a dus la șină, s-a dus pe țigări și cei te metea de acolo și a văzut urma unde a ieșit la acolo. Și pe urmă s-a dus ăsta și a făcut denunțul, l-a arestat pe un ceșu, nu a vrut să recunosc că trași ungele la dește. Da, aș vrea să vă mai pun, să mai lămurim niște lucruri. Da. Al doilea buncăr a fost făcut la ce distanță față de primul? Păi la un kilometru și ceva. Și când, în ce perioadă? Păi tata, după toamna, vara, ce au lucrat ei în pădure? Și eu știu că cât au lucrat la el.
Dar buncărele astea erau așezate în apropierea casei unchiului dumneavoastră, în ideea în care erau alimentați cu mâncare, bănuiesc, către unchiul dumneavoastră și de mătușa dumneavoastră. Da, da. Cine-i alimenta cu mâncare, vreau să vă întreb? Pe cine știți? Catana Pavel, un fin de-alul Rus Mihaela. Și el locuia în apropiere? La vreo câțiva kilometri acolo, într-un deal. Voi arăta eu unde. Bun, și chiar și când era postul de pândă în șură, cum i-ați spus, Mihailă îl alimenta pe fiul lui și pe Pașca? Nu de aici, alimenta de acasă, pe neamuri. Din sat, nu de acolo, de pe izvor. Am înțeles. El n-avea voie să depășească cinta de 100 de metri. Dar îi trimitea vorbă probabil lui Cătană, cum i-a zis, și acesta... Venea fomea la fân acolo, sara merea acasă, mătușa, și până la alimenta. Și când a fost lochemat, l-a dus în Telgi, din Telgi l-a dus la Dej, din Dej l-a dus la Florești, la unitatea 7, la pe batalionul... Pe unchiul dumneavoastră, Mihail Rus. Yeah. L-a dus la batalionul 7 la Florești, de acolo a venit cu... Trig, ce v-a spus unchiul dumneavoastră, iertați-mă, cum a fost tratat în arest? L-a dus în Telgi, l-a băgat în tombeci și l-a pus două gălezi de apă pe picioare, iarna. De acolo l-a luat și l-a dus la Dej, de la Dej l-a dus securitatea la Florești, l-a îmbrăcat militar, au fost 4 zile. I-a fi mulți unghiile, este adevărat, da, l-au da. Torturat ca să, da, da, să, ca să spună locația da, buncărului. Da, n-o spus. Ce ziceți? Bine, s-a mărturisit? Din ce v-a spus unchiul dumneavoastră? Pentru că dumneavoastră l-ați prins în viață. Ce v-a mărturisit? A spus sau nu a spus? Nu, n-o spus. Deși ei știau, propriu zis, tot, locația deja. Tot rot, a fost înconjurată, rot, o știut. Apare o notă, vreau să vă spun, în actele securității, în dosar am găsit, din care se spune că încă din iunie 1955 securitatea știa, fiind informată de un alt informator, Gavrilă Ilieș Ioan de pe Fiezel, da, care deja ar fi aflat locația celui de-al doilea buncăr și printr-o notă informativă ar fi raportat securității. Și s-o după acolo, păi l-a dus marți, l-a arestat. Și l-a dus, l-a îmbrăcat militarul, a ieșit acolo de unchiul dumneavoastră, Mihail. Da. Și l-a stat un soldat cu el acolo cătușat în vârful locului sus. Și dacă dispare vreun soldat, din ce v-a spus? A văzut lupta sau nu a văzut desfășurarea? Păi numai mitralerele, cum am auzit și noi. Că vă spun eu tot. O înconjurat acolo tot. La ora 6 noi am ieșit cu unul de-ai mort care era slugă la noi. Am tras fân pe Gătești în vale. Și am auzit la ora 6. Deci dumneavoastră erați în apropiere? Erați copil? Câți ani aveați? Un kilometru. Câți ani aveați? 9 ani. 9 ani. Și vă aflați în apropiere? Da. Trăgeam fân aici în vale, unde o făcut casa. Împreună a zis cu o slugă de-a dumneavoastră. Da, păi mort. No. Și la ce oră ați auzit? La ora 6. Dimineața? Da. Au început focurile. Băi, s-a făcut ziua. Au început 2 ore o tras. Și după aia am coborât în vale, după vreo 2 ore jumate, 3, a venit Crețu. Și-a schimbat acolo în casă, și-a schimbat... Din plutonierul Crețu, de la securitate, cel care era sectoristul pe comuna Bichigiu. Da. Și-a schimbat ciurapi și-a dus, am prins pe frate, tomă. S-a dus în Bichigiu și-a venit cu Pavelu Călini, cu Sania, cu Borșu, zis, și cu... Ion Vasăleu Terente, 3 Sani. S-o duc după ei și când au venit, ne-au chemat în drum și ne-am uitat. Gavrile era aia pe aici, tot era un sânge, tot omât, în capul gol, șoare și pe i-ați văzut cadavrele, ați văzut? Păi cum era de știți așa, ni pe Sanie? Și soldați pe Sanie și alții pe jos și 2 câini avea. Ce s-a întâmplat cu buncărul după ce ei au fost coborâți la vale cu sânile? Eu atunci nu i-a făcut nimic, la vreo câteva zile a venit Mihail Soldoveanu, ministrul apărării și cu încă cu vreo câțiva și cu Crețu și l-a borbendat. L-a aruncat în da, aer? Da, l-a aruncat în aer. L-a dat foc și l-a... Mai există urme? Numai, păi, s-a tățat și... A zis că primul buncăr este zidit din piatră și mai există, se mai poate recunoaște. Da, da. Ne-am dus, după ce s-au dus ei, ne-am uitat. Era pe jos, ca cum îs grăunțele de mălai când dai la găini, glonțele pe jos. Cum o măt, tot un sânge, cum i-o tras până aici jos în poiană. Și lemnele era rupte, tăte rătezate de mitraleră, cum o tras. Cât a durat? O 2 ore. 2 ore. Au fost așezați pe niște sânii cadavrele lor, a zis. Da.
au fost trase cadavrele după ei până după în drum. După sănii sau nu? Nu, după ei au tras până în drum, pe părâu. Ce distanță aproximativ? 100 de metri. De aici și părul Vâlvoi... 100, stai că sunt 100, cam 250 de metri. Părul Vâlvoi, v-am adus fotografiile din dosarul CNSAS, în care se vede a lui Gavrilă, cel puțin. Era cu șorii și alge amândoi. Și de aici au fost duși? La securitate în Năsău. Acolo a fost tata arestat și a venit Crețu și a zis: Rusul, ai scăpat, te duci acasă că... Nu... Tatăl dumneavoastră fiind fratele lui Mihailă, al lui Rusu, Gabriel. L-a arestat deodată cu pe Unceașu. Și pe tatăl dumneavoastră l-a arestat. L-a dus la securitate în Năsău și a zis: dacă se întâmplă ceva, dispare toată familia voastră. Când i-au adus pe ei, i-au dat drumul sara, zice: hai că... ai scăpat, te duci acasă la familie, că nu s-a întâmplat nimic, decât un ofițer sau suboficer numai cu o granată s-a lovit el. Atât. Vreau să vă întreb dacă știți unde au fost puse cadavrele. Există, unii spun că ar fi pus într-un veceu public, o toaletă publică din Năsăud, în piață. Nu cunosc. În fotografie apare un fel de beci de încăpere subterană. E beciul securității. Care este părerea dumneavoastră? Aia e ușa securității și am o pot vedea din nou schimbat-o în Năsăud. Am înțeles. Vreau să-mi spuneți cum l-ați cunoscut prima dată pe Pașcă. Păi vine la noi... ani de zile, 7, 8, 10, nu mai rețin cât o umblat, el te vinea pe acolo. În casă la Mihailă? Da, acolo în casă. Ați stat împreună în colib, acolo casă? În bungărul, da. Ați zis că a stat... Înainte de a fi cu Gavrilă, după ce a făcut Gavrilă, înainte, nu a mai venit. Și unde v-ați întâlnit cu el? Păi vinea el la noi, la oi. Și în colib ați zis unde? Acolo, în Valea Rău. Aveați tână, cu oi aveați? Avea, păi era iarnă. Și el când venea, iarna? Și vara și iarna, oricând venea. Era tare apropiat de un ceaș. Ce făceați? Ce să discutați, spuneți în propriu? El nimic, nu mă citea în scriptură. Nu discuta împreună cu dumneavoastră? Nu, ce nu, mai glume cu mine și nu te spăre că eu sunt un om bun și așa, deci să nu mă spar primatul, pentru că nu m-am mai temut. Era așa, ca în familie. Citea din scriptură? Da. La lumina focului citea. No. V-a fost frică primată de el, fiind copil? Nu. Nu, că dacă a fost cu noi pe acolo, nu mi-a fost frică. Vorbea despre familia lui din Maramureș, sau nu? Nu. Făcea referire vreodată la soția lui Ioana Vlad, la copii, că... Nu. I-ar fi dor de ei? Nu. Despre regim. Numai atâta spunea că bunul Dumnezeu cât de târziu l-a ajutat și a plecat acasă. Despre regimul comunist instaurat vorbea? Da, că vorbea. Va pleca. Vin americanii și pleacă. De uite că a durat atâția ani. Deci crezul lui acesta a fost că... Da, vin americanii și dispar comuniștii, se duc în Moscova înapoi. V-am prezentat o listă a informatorilor securității. 12 informatori sunt printre ei. Dacă recunoașteți pe careva dintre ei, Bondane Ioan din Bichigiu. Alo, Bondane Ioan a fost preotul. Da, este unul dintre cei mai activi informatori cu sute de note. Da, el a fost preotul. Există la un moment dat un episod în care se întâlnesc cu în casă la Mutu Ilie. Ala în Telci. În Telciu? Da. Împreună cu pădurarul Miron și împreună cu Gheorghe Pașcă, la care Pașcă îi cere preotului să se spovedească peste câteva săptămâni. Preotul merge la securitate, îl denunță și până la urmă se înțeleg, se lasă o sticlă cu alcool și mâncare și țigări într-o claie lângă casa paroială. Mergând la securitate a fost pus o travă în țuică, însă Pașcă, interesant este faptul că nu a mai venit și n-au mai luat acel pachet, ci sunt date foarte multe situații, astfel de situații în care Pașcă știe parcă, presimte prezența securității, fie în posturile de pândă așezate în case, fie în capcanele care au fost întinse, de exemplu astfel de pachete care au fost așezate în Clăicuf. Cum vă explicați faptul că a rezistat timp de 10 ani de zile și a reușit să, propriu zis, să evite toate aceste
curse ale securității. Părerea dumneavoastră. Dumnezeu i-a ajutat că a fost un creștin adevărat, dar cu o singură armă, ca să reziști tu 10 ani de zile în batalioane de mitraliere, de puși mitraliere, foarte greu. Foarte greu. Dar o ținut Dumnezeu cu el. Pe perioada iernii se spunea că se retrăgea în buncăre pentru a nu fi recunoscute urmele pe zăpadă. Iar în primăvara erau slăbiți, erau și destul de, să spunem, li se termina mâncare. Știți nu ceva? Se termina că aveau mâncare, doar ți-am zis, părinți lui, numai pe el l-au avut și aveau 100 și ceva de oi, 10-12 vaci, 30 de capri. Și Gabrilă, ziceți. Da. Păi cum nu i-o alimenta, nu a fost nevoiță, mare problemă de doi oameni să trăiască o iarnă. Din rudele dumneavoastră să apar informatori a securității, ce ziceți? E drept, Alexa Ștefan, Alexa Ion. Și vecin de-ai dumneavoastră, Dolhaleon, da. Apare la un moment dat. Da. Ce ziceți de treaba asta? Păi destul de rușinos. Dacă v-ați, aproape toți dintre ei sunt morți în prezent, dacă v-ați întâlnit cu ei, ce le-ați spune? I-aș scuipa. Până și am fost neamuri și neamurile să te tradează. E destul de rușinos. Așa ceva. Și dureros cât în același timp. Da. Un sânge ca tu să-l îndeperzi de către tine e mare problemă. Dar asta e lumea de apoi. Scrie în carte și ce e scris în carte e sfânt. Pe acest pământ. Au rămas multe legende legate de Pașca, pentru care a existat în perioada asta, începând din anul 1951 în zona noastră, Telciu, Bichigiu, Maramureșu. Sunt anumite văi numite care poartă numele lui, fântâni, vreau să fântâna vă întreb, râuri sau praie. Fântâna lui Pașca. Unde este asta? Aici, unde merem la plaie, unde o tras în soldația aia după el. Părăul lui Pașca, unde a murit, așa a rămas denumirea, părăul lui Pașca. Care erau relațiile lui cu populația? Ce părere aveți? Foarte, toată lumea îl iubea, că atunci a venit și făcea contracte. Și el, nu vă temeți că nu vine nimeni, îmbla clăi de ovă, de grâu, și aveai cartofi, animale, toate vine comuniștii și le număra și erau oamenii foarte asupriți. Și el, fiind în zonă, e cam îndepărtat. Apar anumite consemnări în actele securității cu astfel de colectori, de biruri care au fost somați de către Pașca să dea dovadă de omenie față de locuitori. Dar cu pădurarii, față de pădurare, apar unele referiri în ideea în care erau unii care mai făceau era informatori. Să răzbunau pe oameni, le făceau procese, iar și Pașca le lua apărarea? Da. Pașca le lua apărarea. E drept. Credeți că ăsta ar fi unul din motivele pentru care a rezistat, atâția ani a rezistat? Dumnezeu i-a ajutat. Dumnezeu i-a fost scris până atunci și atunci l-au divulgat ăștia, au venit securitatea, i-a luat Dumnezeu mintea și asta e. Fiind urmărit de securitate. Nu a făcut rău la nimeni, nu a furat, nu a omorât pe nimeni. Mă, și normal, dacă eu cu o singură armă și dumneavoastră ați fi două, trei batalioane. A refuzat să predea acea armă. Acea armă avea, el însemna ceva special pentru el. Păi eu o donată. Deci o donat. Eu dacă îți dau dumneavoastră un briciac sau un telefon sau un obiect. Deci un cadou. Se pare că mintire. Tot în actele securității apare un însemn că ar fi participat la o vânătoare regală și ar fi primit cadou în urma acestei vânători. Am auzit și eu, dar nu pot confirma că nu știu. Însemna pentru el ceva, un dar deosebit. Probabil. Știți să fi făcut abuzuri împotriva oamenilor? Nu, nu au avut treabă cu, nici cu femei, cu nimic. Împăratul era mai obraznic, el să mă ia cățaș, dar eu fomeie, nu știu ce, dar el nu. Apar în foarte multe note astfel de abuzuri, să spunem, între ghilimele lui Gheorghe Vlad împăratul, iar când depășea limita, întotdeauna Pașca intervenea îl domolea, îl liniștea și îi cerea să se oprească. Da, aia e drept. Împăratul umbla îmbrăcat militar. Da. De Gavrilă, cu o gardă de glonțe. De Gavrilă, vărul dumneavoastră, ce-mi spuneți care a fost ucis? Că o să-l căutăm și acum în august, o semintele lui în cimitirul din
Năsăud. V-am adus niște fotografii cu el, fiind o sală de la CNSAS. Deci, totuși, am 68 de ani, m-a crescut tatăl și totuși aș vrea ca să... Dacă vom găsi o semintele, unde intenționați să le înmormântați? În lângă tatăl său. Tatălui fiind înmormântat unde? În Bichigi. În Bichigiu. Da. Și pe Pașca Maramureș. Dacă vreau să-i lesă, să-l lesă și pe el în Bichigi, suntem de acord. Tatăl Mihail, unchiul dumneavoastră, a suferit în urma uciderii de către securitatea fiului său. Ce v-a mărturisit Mihail, unchiul dumneavoastră? A fost chinuit în continuu. Bătut, bajucătrit, arestat. A avut de suferit și după uciderea fiului său în 5 februarie 1956, Mihail, unchiul dumneavoastră. Eu am fost urmărit de securitate. În bătut, să scoate arme, nu au avut. Că atâtea arme, și le-ai văzut, alea le-au avut Pașca. Ce părere aveți? Ce s-a întâmplat în acea zi de 5 februarie 1956, când securitatea a atacat acel buncăr? Ce părere aveți dumneavoastră? Ce s-a întâmplat în timpul luptei? Dacă credeți că au fost împușcați de către securitate Gheorghe Pașca și vărul dumneavoastră Rusu Gavrilă, sau dimpotrivă s-au sinucis ei? Din spusele se vede, pușcăturile în gât, n-avea cum să-i puște în bungări. Restul care sunt în domeniu, e posibil că o tras armata în bungări, dar alea pe aici s-o sinucis ei. Există o mărturie a unei cumnate de-a ei că ar fi mărturisit Pașca că niciodată le va da satisfacția călăilor comuniști să cadă viu în mâinile lor, iar ultimul glonț care va fi pentru a se sinucide. Ce părere aveți? Asta e adevărul. Și aia și-o spun Pașca. Să-mi spuneți, ați zis că l-ați cunoscut în colibă și a venit de multe nopți și a dormit împreună cu dumneavoastră. Da. Era un om blând, era un om cald, așa. Cum l-ați perceput? Erați copil, aveați 9 ani de zile. Foarte calm. L-am cunoscut de la etatea de 4 ani. Cum vine? Că pe mine Rus Mihail am crescut. Iubea copii? În casa asta am... Să arătăm un pic și la cameră, dacă sunteți bun. În această casă am copilărit. De la vârsta de 4 ani până la vârsta de 12 ani. Vorbim de casa lui Rusu Mihail, da, aflată pe Valea Bichigiului, da, nu? La poalele muntelui Țibleș. Da. De altfel, aici se află și cele două buncăre la o distanță de aproximativ a 10 km. Da, unul de altul. Da. Ce mai știți despre Pașca în întâmplările dumneavoastră? V-a mai rămas ceva special așa în suflet, în minte, Cum vă gândiți la el așa? Ba, mă, în continuu și noaptea când nu dorm, mă gândesc pentru ce a fost un pașnic și stătea cu mine în colibă, apăra de animale sălbatice, oile. Cumpătat? Da. Ați zis că citea din Biblie? Da, era Biblia la el în colibă. El în continuu numai citea în Biblie. Postea? Vinerea? Da, da. Miercuria? Da, toate posturile și de dulce, posturile le ajuna și de dulce postea. Era un vânător desăvârșit din ce știți. Da, da. Un mare vânător. Da. Dar meseria lui, cu ce să revinice? Era fotogar. Dogar de meserie. Făcea berbinți, făcea de-astea, găleți, tot felul de obiecte. Pe care le mai dăruia și oamenilor care... Da, mai dădea una alta. Nu a avut mai mult. În ce an a murit unchiul dumneavoastră, Mihail? Mor de vreo în 70 și 5, cam așa. 75. Vreau să vă întreb dacă a prins anul 1989 ai eliberării, să se bucure de... Tata l-a prins. De libertate. Tata l-a prins. Dacă v-ați întoarce în timp, în anii aceia, ați fi avut curajul acesta lui Pașca? Vreau să vă întreb. Nu. Ce ziceți? Are ceva deosebit, are o nebunie a lui Pașca, în ideea în care
a avut acest curaj să se retragă în munți și să reziste, atâți ani să reziste? E unul la mie. Unul la mie care poate face așa ceva. Curajul care l-a avut el în momentul ăla, ca să îmble batalioane de securitate după tine și tu cu o singură armă. Că el numai o singură armă avea la el. Îi se aduc multe acuze în ideea că ar fi împușcat și ofițeri de securitate. Sunt 4 ofițeri și 10 ostași în termen din trupele securității. Ce ziceți? A fost autoapărare? Păi bineînțeles, tu cu o armă. Ce faci în un batalion? Ce poți să faci? Spune. Numai că a avut, a fost un om curajos și altul era lichidat din veci. Se pare că ar fi tras numai în momentul în care... Numai. Deci aici la fântâna lui Pașca, unde mere mamuse, vedeți? Ei au coborât pe omcior, unde au spufomea și mai mulți oameni. Și-au pus mitraliera... Asta din... e în apropiere de supply, ziceți. Da. Au pus mitraliera și-au tras în el. El s-a dat după o bortă. Și i-a dat în cap, l-a pușcat și la i-a rupt mâna aia de aici, s-a dus în drum la ea, cu fumea aia. Le-a rupt armele, le-a lăsat jos, rupte. Și a militar i-a luat-o pe drum în jos, nu a avut treabă cu ei. Numai cu aia care au avut cu el. Că dacă n-avea treabă nici cu aceea, n-avea nici el. Deci el nu a avut cu și el alți, că putea să-i puște pătăți. El a fost foarte bun trăgaci, foarte, foarte un om, un la mie ca el. Deci, acel drept de a purta pușcă, el n-a putut să accepte să predea acea pușcă, după care, fiind urmărit de către securitate, not. A trebuit să se apere. Da. Da, vă mulțumesc!